avem Cula Greceanu. Semnăm un contract foarte important pentru această bijuterie a culturii naționale și internaționale. Cei care poate se așteptau să uităm acest obiectiv, ei bine, astăzi am semnat un contract extrem de important. Este vorba despre primii pași importanți și dăm și bani destul de mulți, peste 200.000 de lei. Este un contract de proiectare pentru reabilitarea ansamblului Cula Greceanu. Știți foarte bine că am cumpărat această culă cu 400.000 de euro și ne-am apucat de treabă. Astăzi am semnat contractul de proiectare, va dura 5 luni această proiectare și sunt operațiuni specifice. Pornim pe un drum, așa cum spun de fiecare dată, complicat, pentru că asta este, trebuie să respectăm tot acest hățiș legislativ, dar pe un drum care ne va duce spre reabilitarea acestei cule, important pentru Vâlcea, dar important pentru România. Este vorba de contractul de servicii de proiectare, etapa 1, faza DALI, mai exact documentații de avizare pentru lucrări de intervenții, dar și studiile conexe preliminare documentației, adică expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu topografic, studiu istoric, pentru că vorbim de un monument de patrimoniu, precum și documentații pentru obținerea certificatului de urbanism, avizelor și acordurilor pe care acestea le prevede.